spatele la antepa aici și aia la antepa aici de tot. Că iau trei. Trei. Deci Alexandru era cu două fetițe. Da. Când s-a întâmplat. Da. Ce ați văzut? Uite, șoferul, eu eram aici, șoferul a trecut pe aici, așa, cu o viteză puternică și dacă alea, uite, pe dreptul pomului, am văzut că mașina o ia mult așa spre dreapta. Eu zice, bă, ăsta intră în șanță. Și nu a mai durat, s-o fi durat 5 secunde, că direct ei s-a dus. A luat fata cu oglinda, asta de mine, joc, cu oglinda așa, a vrut-o tot mai în șanță acolo, și uite, la stâlpul ăla, acolo a zvârit-o, și pe el l-a luat în plin și l-a zvârit în sus ca familie și l-a dus 20 de metri. Până când și-am ajuns eu pe fuga acolo, el nu mai mișca. Alexandru, 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 nimic. Și a cărbuiat-o cu mașina în partea aia, uite așa, sau că s-a cărbuit pe partea aia. M-am dus acolo și eu se uita în toate părții și am întrebat pe nevastă dacă era în partea sau m-am zis, cum s-a întâmplat, mă, doamne? Eu nu știu nici că dormeam, a zis ea. Cum a făcut, domnule, eu nu știu. Nu știu. El cred că a fost în asfalt, mi-a zis mie, adică a fost Alexandru în asfalt. Păi, dar dacă eu l-am văzut că n-a fost în asfalt, cum o să zic noi? Păi, uite-o, și dănea, el să zică că nu e geamul de la oglinda lui, la poliție. Și au un poliție, vrei să demonstrezi că e oglinda ta? S-a dus la adunat alea de geam și s-a dus la oglinda lui, uite, ia letele, uite aici, că să nu e cheltuia că e de geam. Alexandru venise să petreacă sărbătorile aici. Da, la bunic, eu sunt bunicul lui. Era cu frățiorul lui. Da, cu frățiorul, frățiorul nu era cu el. Adică aici pe șosea. Uite, frățiorul era acolo în funarul ăla, la vecin. Și el a văzut acolo când s-a întâmplat faza. Și a sărit de acolo, nu s-a mai dat pe scară jos, a sărit de acolo, direct jos, și a venit și a trecut pe lângă mine ca glonțul. Când am ajuns eu la el, frățiorul ăsta micul îl trăgea, uite de aici, de unde era azi, îl trăgea, frate meu, frate meu, frate meu. L-a pus jos aici și el n-a mai mișcat. Când am ajuns eu acolo, el n-a mai mișcat, Alexandru. L-am strigat, i-am pus mâna aici la inimă, bătea. Inima, bătea atunci. După 5 minute n-a bătut inima. A început să se înigrească buzile, burta i-a însăltat pe tricou, a început să se înigrească toată burta, a început să dea sânge pe gură pe aici. Și mi-a dat cu seama, a zis, gata, moare, are imagine. La spital a murit. E așa ce, dar ce a fost mort? Vă spun eu asta. Da, l-a dus la spital, că întrebat asistenta aia, doamnă, mă, are puls, are puls, dar de ce nu mai bate inima? Pulsul are. Șoferul v-a amenințat? Nu. De ce să vă? N-am scos vorba din gura. Pe ce zupețe? Alo, mama! Ajute-mă, alo, te apropieți-a tu! Alo, te apropieți-a tu! Și mai iau un pic, a pune acolo! Mai iau un pic, doamne! O să mergă la multe la cine spuneți că este? Fratele celui care s-a spus la avion. A lui Comana? Da. De unde știți? Toată lumea știe și a fost fiica mea când a fost accident, a fost chiar la... s-a auzit. Vorbea lumea atunci? Da. Te-am întrebat, poate știi mai bine tu mai neapărat. E colonel de poliție. Așa am auzit și eu, dar... A, nu știu, dar așa am vorbit. Să nu dai minute, eu sunt un greu. El n-a vorbit. Și ăsta e colonel de poliție, cum n-ați să? Nu, nu, șofer. Șofer, chiar șofer, auzi. Nu e tată, e cadru militar și e lector la Academie în Brașov. Nu știu, eu știu ce aud de lumea. Ce s-a auzit de lumea. Păi da. El dacă nu s-a întâmplat. El acolo intra, zidul ăla. Păi da, el acolo intra. Amicuță, o băcut la mea. O blovita, mami. O blovita, mami. O bucerași, mami. Amică, unde e tabloul? O bălășoara, mami. Amică, stați-mă cu mine aici. Tabloul, dă, dă, dă. Plețelul, mămicuța,
Alexuța lui mamica, păi dacă nu s-a întâmplat așa, o băiată lui mamicu, da, o înțelegi lui mama, o sufletul lui mama, o copila lui mama, sufletul lui mamicu, da, vorbești de mamica cu Alin, vorbești de mamica că te-o gândit de trebuie Alin, mamica aici. Hristos a înviat, Dumnezeu să-L ierte. Ne oprim aici acum, deocamdată. Thank you.
familiei. Soții